Parcurs ciudat în cazul suceveanului care a reușit să revină în țară cu avionul de sărbători, deși avea un test PCR pozitiv. Bărbatul nu are nici acum dosar penal pentru zătănicirea combaterii bolilor, deși testul pe care l-a făcut înainte de îmbarcare arată clar că este infectat cu noul virus. Suceveanul de 47 de ani, care s-a întors acasă de sărbători cu un avion din Marea Britanie, deși testul pe care îl făcuse la îmbarcare ieșise pozitiv la coronavirus, nu are dosar penal pe numele său pentru zădărnicirea combaterii bolilor, scriu jurnaliștii de la Adevărul. Ofițerii au explicat că, potrivit legislației, dosarul poate fi deschis doar în cazul în care se va dovedi că bărbatul era infectat și că a îmbolnăvit și alți oameni din avion sau din aeroport. Situația este chiar mai complicată de atât. Înainte să fie trimis în carantină, bărbatul a fost testat și de serviciul de ambulanță, iar rezultatul a ieșit atunci negativ. Acum autoritățile așteaptă și rezultatul unui al treilea test, de data aceasta PCR. În urma lui va fi luată decizia finală în cazul suceveanului. Bărbatul, sosit din Marea Britanie, a trecut pe lângă triajul epidemiologic la aeroportul din Suceava, dar a fost oprit la un alt control. Așa s-a aflat că era infectat cu SARS-CoV-2, ceea ce apărea și pe certificatul său. În România, ultimelor zile, tot mai mulți români au ajuns să stea în izolare din cauza noilor reguli sanitare. Mulți se plâng de ceea ce li se întâmplă. Autoritățile mai spun că numărul celor vaccinați care ajung în țară este destul de mare.